Bună seara, Cosmin. Ai marcat ultimul gol pentru Șepși. Cum a fost partida? Un scor la care puțină lume s-ar fi gândit înaintea meciului. Da, nu ne așteptam să avem o evoluție atât de bună. Ne doream, asta ne-am propus. Este o victorie foarte mare pentru noi contra unui adversar foarte, foarte puternic. Au demonstrat în ultimele două meciuri de acasă că au valoare și ne bucurăm că în această seară am reușit să facem un meci consider mare pentru noi. Veneați după trei meciuri consecutive fără victorie în play-off, după partida de la Cluj în care ați rezistat până în minutul 93. Ce v-ați spus înainte acestui meci? Pentru că toată lumea o dădea favorită pe Farul, pentru că e și în lupta pentru locul 2 și așa mai departe. Am venit foarte, foarte montați aici. Antrenorul chiar era, a oprit ședința de pregătire și a zis că vrea atitudine. Am venit aproape 7 ore cu autocarul și nu acceptă să ne întoarcem cu puncte de la Constanța. S-a anunțat prima vestiar? Că e dublă. Că altfel nu s-au auzit niște orele. Da, sigur. Cum a fost această perioadă pentru tine după acel episod și ce înseamnă acest gol pentru moralul tău? Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez după o perioadă grea și cu accidentarea și cu cazul de doping. Îmi doresc foarte mult să joc în continuare, să am dreptul să joc. Pe 8 mai am să merg la comisie și am să explic exact situația reală și îmi doresc doar să iasă bine pentru mine și să mă bucur în continuare de fotbal. Mulțumesc frumos! La revedere.